Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Astăzi avem invitații doi adolescenți și vom vorbi despre experiență, implicare, muncă și despre sensul vieții. Și am o mare plăcere să vi prezint pe Alexandra Dedu. Bună seara, Alexandra! Bună seara, mulțumim frumos pentru invitație! Și eu vă mulțumesc, și pe Cosmin Cojocaru. Bună seara! Bună! Să pornim cu experiențe, da? V-am ales pentru că voi sunteți foarte implicați în activități, pentru că sunteți interesați de a demonstra că ceea ce vă face vouă o plăcere se poate face cu multă ușurință, deși în același timp e destul de dificil pentru că presupune multă muncă. Hai să vedem, să pornim de la cum alegeți voi experiențele astea, Alexandra? Măi, eu sunt de părere că experiențele ne aleg pe noi. Așa. Adică sunt 100% de acord că trebuie să-ți creezi un drum în viață și că trebuie tu să te duci spre lucrurile care într-adevăr te interesează, dar în același timp mi se pare că într-un fel a fost un noroc să ajungem aici. Un noroc care într-adevăr a fost susținut de muncă mare, a fost susținut de foarte multă dedicare, dar am avut norocul să ajungem în locul potrivit pentru a crea aceste proiecte minunate. Altfel nu am fi avut parte de experiențele acestea de la o vârstă atât de fragedă, pentru că adevărul este că noi acum ne prefacem că suntem oameni mari, într-un fel. Într-un fel, da, jucați rolul unor adulți, sigur că da. Nu, chiar așa este, când organizați și tot ceea ce faceți înseamnă ipostaza unui adult. Andrei, tu ce crezi? Cum e cu experiențele astea? Eu nu zic că noi nu putem să alegem o cale în viață fără să trecem prin anumite experiențe înainte. Cel puțin mie mi-e foarte greu să mă gândesc ce o să fac în viitor și nu m-am putut să mă decid, pentru că simt că n-am experimentat suficient. Și trecând pe asemenea experiențe, mi se pare că poți, într-un fel, să găsești ceva ce îți place și să faci în continuare. Hai să le spunem telespectatorilor și ce vârstă aveți și ce clasă sunteți și unde sunteți. Alexandra? Eu sunt clasa 12-a, sunt la Sfântul Sava, la Colegiul Național Sfântul Sava, și am 17 ani. Și tu? Și eu sunt tot clasa 12-a, am 18 ani și sunt la ICHB. Și ești aici HB. Și despre tine, în plus, am aflat eu adineauri cu multă uimire că ești în clasa de olimpici. Olimpici. Da. Și te-am întrebat la ce ești, Andrei, olimpic? Și ce mi-ai răspuns? La mate, info și surprinzător și geografie. Și geografie surprinzător. Da. Doamne. Revenim și la asta, pentru că aș vrea totuși să nu uităm că vorbim și de un sens al vieții. Și hai să vedem, Alexandra, de fapt, ce înseamnă pentru voi sensul vieții? Pentru mine, în punctul ăsta, pentru că, în primul rând, sunt foarte conștientă că sensul vieții se schimbă cu vârsta. Adică, când eram clasa a noua, sensul vieții era să descoper. Ei, chestia asta cu descoperirea, în schimb, a rămas constantă. Numai că presupun că descoperim mai multe lucruri și cu cât descoperim mai multe, cu atât avem mai multe de descoperit. E acea filozofie pe care o știe toată lumea. Dar asta este adevărul. În clasa a noua am vrut să descoper oameni, am vrut să-mi fac prieteni, am vrut să descoper anturaje, să spunem, iar acum în clasa 12-a vreau să mă descoper pe mine prin proiectele pe care le fac. Adică am plecat de la a descoperi pe alții la a mă descoperi pe mine, prin mine. Prin tine și prin ceea ce faci. Andrei, cum e cu sensul vieții? Pentru tine ce înseamnă? Mie mi se pare că pot împărți sensul vieții în două categorii. Unul pe termen scurt și unul pe lungă durată. Cel pe termen scurt e ceea ce aș vrea și îmi place să fac acum, în momentul actual, cum ar fi să conferințe, să mă implic în diferite activități și așa. Pe lungă durată e mai greu, pentru că eu simt cel puțin că nu l-am descoperit pe-al meu, în calea mea în viață. Asta ar fi pentru mine sensul vieții mele. Ceva ce atunci când sunt pe moarte să știu că am trăit fără regrete.
Wow. Sau cu cât mai puțin. Da, uite ce filozof este, da? Da, da, da. Adică da. Să te uiți înapoi și să nu regrezi nimic. Nu prea multe. Interesant, da. Nu prea multe. Voi sunteți obosiți, pentru că acum în weekend ce ați avut, Alexandra? În weekend am organizat prima ediție Cluj Model NATO, eveniment care se trage din București, care a început acum 8 ani de zile, a ajuns la noua ediție acum, Bucharest Model NATO. Un proiect foarte drag și mie și lui Cojo, deși nu vreau să vorbesc în numele lui, pentru că ne-a arătat amândurora ce înseamnă să lupți pentru un scop. Asta s-a întâmplat în weekend și cumva am deschis frontul de vest al țării, ceea ce este o foarte mare mândrie pentru noi. Și o provocare, cred că a fost în același timp. A fost o provocare, într-adevăr. Andrei, cum a fost la Cluj? Da, primul obstacol cu care ne-am întâlnit ar fi diferența culturală. Asta ar fi... și modul în care oamenii se comportă acolo. Totul e mult mai, mi se pare mult mai educat, mult mai liniștit. La noi se mai merge cu pe grabă, așa, la ei nu prea. Dacă nu e din timp ceva bine planificat, lucrurile se mișcă din ce în ce mai greu și te întâlnești cu multe ziduri în drumul pe care vrei să-l faci. Așa, și ce a fost cel mai dificil pentru voi? Pentru mine, cel puțin, cel mai dificil a fost diferența dintre cum sunt eu ca om. Așa. Și cum sunt ei ca oameni? Pentru că am realizat, într-adevăr, nu este un mod bun și un mod rău. Adică nu eu sunt bună, da. Ei sunt răi. Pur și simplu este diferit. Și atunci, aducând conceptul atât de repede, pentru că adevărul este că noi am avut un timp foarte scurt să organizăm conferința, nu am avut timp să ne pliem pe modul lor, să intrăm în societatea lor și să ne prefacem. Să fim ei, până la urmă, să încercăm să fim ca ei pentru o perioadă de timp. Practic, în adevăratul sens al cuvântului, am adus Bucharest Model NATO la Cluj. În sensul că tot pe stilul de bucureștean s-a întâmplat i-ați inițial. I-ați invadat, așa. De la alții. Pentru că graba asta cu care am venit noi din București, de trebuie să ajungem acolo, să facem asta, să fugim, să ne împărțim, pentru ei era foarte străină. Și pe cât de multe am învățat eu de la ei, când vine vorba de liniște, de calmitate, pe atât de multe cred că au învățat și ei de la noi, când vine vorba de decizii spontane. Și noi vedem tineret total diferit. Asta voiam să zic, că mie mi se pare că spontaneitatea e un atu al tinereții cumva. Adică îți permiți să faci lucrurile pe grabă, să vorbești repede, să plângi, să țipi, să zâmbești, să așa. Ei sunt mult mai controlați. Ei își controlează foarte bine emoțiile, își controlează foarte bine toate acțiunile și țin foarte mult la reguli. Și se vede diferența asta dintre noi și ei foarte mult. Adică au niște tabieturi și nu prea și le încalcă, nu? Sau ce înseamnă că țin foarte mult la reguli? Și asta, dar uitați, mă gândeam o chestie care poate părea indiferentă cumva și mică, dar mi-a rămas în cap. Mă uitam la ei pe stradă și vedeam că nu sunt chiștoace pe jos. Suntem în aceeași țară totuși, adică, na... Da, și mă gândeam în București. Bucureșteanul când fumează țigară nu așteaptă până la primul coș de gunoi dacă e prea în grabă. O aruncă în dreapta, se urcă într-un taxi, așa. Ei nu. Ei dacă trebuie să facă lucrul ăla, ei știu că trebuie să aibă regula care spune că trebuie să alungi chiștocul la gunoi în sfârșit și se duc până la primul gunoi, indiferent de ce ar avea de făcut. Și un atu pe care l-au ei și noi nu-l avem ca acum să nu pară că na, este faptul că, într-adevăr, lor, dacă le zici la ora 2 mâine ne întâlnim acolo, ei la ora 2, oricât de, să zicem, mai lent s-ar mișca, sunt acolo. Și sunt foarte stricți în ce spun, foarte disciplinați. Și într-adevăr, este bine pentru societatea în care trăiesc ei. Noi nu am putea, adică eu nu aș putea să mă integrez. Însă nu cred că ei ar putea să se integreze vreodată în jungla asta din București sau dacă le-ar plăcea vreodată. Ei, da, e și o vorbă care zice niciodată să nu zici niciodată, nu? Clar, cine clar. Știe? Cine știe? Învățăm unii de la alții, da. Andrei, ție ce ți s-a părut surprinzător? Ce ai avut de învățat? Pe așa cum a zis Alexandra, chestia asta, sunt foarte... la timp. Totul e la timp, totul e când trebuie și cum trebuie. Un lucru care m-a surprins foarte tare a fost în ultima zi, a trebuit să mergem la baza NATO. Am zis să facem excursia așa cu cei participanții. Și cu două zile înainte, trei zile înainte, i-am întrebat în săli cine vrea să vină pe delegați. Și au zis răspuns mai multe persoane, dar surprinzător nimeni nu s-a retras. În București, la toate celelalte conferințe pe care le-am organizat, se întâmpla să fie cel puțin vreo 2-3 care se retrăgeau. Aici absolut nimeni. Dacă au zis că vin. Paroliști, responsabili? Da. Da. Să știi că și pe mine mă surprinde asta la copiii noștri, faptul că se înscriu și nu-și dau seama că au responsabilitatea gestului de a se înscrie. Da. Adică ei consideră că dacă anunță astăzi că nu mai pot veni mâine sau chiar mâine că nu pot veni, e absolut ok. Nu, nu e ok, că cineva se bazează pe tine. Adică trebuie să ai nevoie să fii responsabil pentru ceea ce decizi să faci. Da. Bun.
Am auzit că ați fost foarte apreciați acolo. Cine v-a apreciat și care au fost punctele voastre tari? Eu cred că am fost apreciați în primul rând de participanți, pentru că este pentru prima oară când o conferință în acest sens, din câte știam în ultimii 10 ani, parcă ne-a spus Horațiu, dar nu mai țin minte exact, da, să vină în Cluj. Și cred că am fost foarte apreciați pentru că vă dați seama, cei care au participat la un acest tip de conferință deja erau mari, adică nu mai știau despre ce-i vorba. Și am fost apreciați pentru că au văzut în noi viziunea pe care ei poate nu o aveau până atunci, au văzut speranța, uh-huh, au văzut conceptul, s-au speriat de el inițial, pentru că adevărul este că e un concept nou și în general oamenii se sperie de conceptele noi, mai ales cei care sunt foarte stricți și foarte în treaba lor. Și apoi au apreciat nebunia noastră, cred. Cred că au apreciat faptul că am avut încredere în ei, faptul că în loc să le explicăm cum trebuia, cum stie obișnuiți de dinainte, exact ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, ne-am luat așa într-o zăpăceală foarte mare. I-a care... prin surprindere. Da, exact, i-a luat prin surprindere. Cred că s-au simțit provocați de noi și cred că majoritatea au luat provocarea cu zâmbetul pe buze, pentru că le-a demonstrat că pot să facă și așa și că au capacitățile de a fi spontan, ceea ce este foarte bine. Uh-huh. Și în afară de asta, cred că am fost apreciați și de oamenii mai mari, cum s-ar spune, ai Clujului, uh-huh, care s-au bucurat să vadă niște tineri, să zicem, determinați. Uh-huh. Pasul următor, Andrei? În ceea ce privește modelul ăsta de conferință? Păi, exclusiv NATO, ar fi să facem pe cel la București normal în ianuarie și după aceea să ne extindem, dacă se poate, și în alte orașe. Uh-huh. Așa avem un plan. Iași, Craiova, nu Cluj, că deja am fost Sibiu, Constanța, uh-huh, chiar. Uh-huh. Să, la cât mai multe lume, să ajungem la cine se poate. Pentru că s-a văzut că există o anumită cerere. Și lumea chiar a venit, pentru că chiar dacă era prima inițiativă, prima conferință de acest fel, lumea chiar a venit. Uh-huh. Și asta ne oferă oportunitatea să chiar să deschidem conferința asta la mai multă lume. Important este să începi cu câțiva, chiar dacă nu sunt, da, foarte mulți, pentru că pasul următor sigur va fi cu mult mai mulți. Da. Cluburi aveți multe. Hai să spunem, să menționăm, pentru că în titlu am vorbit despre implicare și despre muncă. Hai să audă telespectatorii de fapt ce înseamnă munca asta și implicarea. Măi, eu sunt fondatoarea a două cluburi. Așa. Clubul de lobbying, Lobby for Youth, și clubul de politică, Politică și Politichie se numește. Asta pentru că sunt pasionată de aceste două domenii. Clubul de politică îl ține alături de Doriana, o colegă de-a mea, și clubul de lobbying alături de Vladimir. Suntem, să zicem, patru adolescenți pasionați de a învăța pe alții, pentru că până la urmă într-un club, într-adevăr, te duci să înveți și tu, dar în momentul în care ești founderul, mi-a venit cuvântul ăsta în engleză, în sfârșit fondezi ești un club, fondatorul, da. Da, este mai mult despre a vrea să-ți împărtășești cunoștințele cu altul. Și eu asta vreau să învăț prin cluburile acestea. Eu am fost într-adevăr în băncile școlii, am învățat de la foarte multe persoane minunate, nu doar în băncile școlii, ci și pe din afară. Dar în momentul ăsta simt nevoia să dau înapoi și simt nevoia să mă împart cumva, pentru că am trecut prin mai multe lucruri, am învățat foarte multe lucruri pe parcurs și mi-ar plăcea ca în momentul în care voi pleca, pentru că voi pleca inevitabil, să rămână cuiva și să le ducă cineva mai încolo. Andrei? Eu nu pot să zic că m-am implicat încă în clubul acesta, că sunt o inițiativă așa mai nouă a Alexandrei și a colegilor ei. Și n-am avut o punctată, că n-am avut, nu sunt foarte... N-am fost pe în momentul acela unde trebuia ca să mă implic. Uh-huh. Dar în schimb, eu mi-am urmat pasiunea asta pentru mediu, pentru geografie în general, care m-a dus așa, aproape normal, către protejarea mediului. Așa. Și pe parcursul timp am avut mai multe inițiative de genul, am participat chiar la multe, să zicem așa, concursuri. Și acum organizez o conferință, așa, pe acest profil. Romanian Youth Union for Conservation of Nature, RIUCN pe scurt, care mi se pare că e ceva necesar în România. Pentru că lumea știe, ok, mediul nostru se deteriorează pe zi ce trece, e rău că se întâmplă asta, dar nu știm exact cum, care sunt poluarea naturală, sunt foarte multe mituri legate de poluare, orice, sunt multe chestii care poate erau adevărate acum 10 ani, 20 de ani și acum nu mai sunt, poate chiar opusul. Asta e incluzând defrișări în anumite zone, omorârea animalelor sălbatice, urși, râși, lupi, orice care vine pe partea asta, sunt multe chestii care cu datele actuale trebuie să fie modificate.
Și publicul nu are neapărat acces la el. Și chiar dacă informația aceea există undeva, nu suntem suficienți de interesați sau suficient de dedicați să o găsim. Și această conferință, zic eu, că ar putea oferi această oportunitate tinerilor, cât și să se gândească la soluțiile lor unice, na, fiecare persoană vine cu propria ei soluție, care ar rezolva aceste probleme care există și pe care nu putem să le ignorăm pentru că ne afectează. Foarte interesant. Altceva? Alte cluburi? Ce mai aveți? Tocmai despre asta voiam să vorbesc, că voiam să adaug puțin. Exact voiam să construiesc pe ce a spus Cojo. Faptul că noi ce facem prin aceste conferințe, încercăm să aducem copiilor lucrurile care nu sunt predate în școli. De exemplu, pot vorbi începe de la clubul de lobbying, unde învățăm strategie. Mie îmi place foarte tare partea de strategie. Eu asta am făcut-o cam în toate conferințele. Pe asta m-am dezvoltat. Clubul de politică, în care, într-adevăr, politica este un subiect chiar tabu în școli în momentul de față. Nu ai voie să faci politică. Exact. Poți să faci o istorie a politicii, dar nu ai voie să faci politică. Exact. Și atunci, într-adevăr, este o regulă bună, pentru că nu am vrea să avem copii indoctrinați, dar în același timp este un gol în sistem, pentru că nu trebuie să fie indoctrinați, dar trebuie să știe măcar care sunt procedeele, care sunt lucrurile care contează, pentru că politica ne va urmări peste tot. Și urmează clubul de oratorie, care vine ca ideea faptului că am observat la Cluj, ei nu au atât de multe activități extracurriculare și atunci nu au avut șansa să-și dezvolte aceste abilități de oratorie pe care eu, de exemplu, mi le-am dezvoltat prin actorie. O chestie pentru care sunt foarte mulțumită, adică apreciez foarte tare că am avut acest parcurs în viață și că am făcut actorie, am făcut partea asta artistică și se vede în mine încă până în ziua de astăzi, dar acestea ar fi cluburile, începem și pe cel de oratorie, iar apoi continuăm, cum a spus și Cojo, cu Bucharest Model NATO, care se va ține la București și fiind ediția noua, o să fac așa o paranteză astrologică, casa noua în astrologie înseamnă casa străinătății și atunci ediția noua, deși nu a fost gândit așa, m-am gândit eu frumos, că se leagă, va fi prima ediție Bucharest Model NATO, care se va ține în 6 limbi diferite. Mai fiecare comitet va fi dedicat unei limbi, unul în engleză, unul în franceză, unul în română, ne gândim să avem unul în spaniolă, unul în chineză, poate, sau în japoneză, în sfârșit, în aceste limbi care sunt importante, pentru că, până la urmă, Bucharest Model NATO este un eveniment internațional și avem atât de mulți copii minunați în țara asta care vorbesc toate limbile astea, de ce să le oferim un mediu în care se dezvolte și în politică și în limbile astea. Ah, ce frumos! Și na, ne încercăm să-l organizăm pe acesta în ianuarie, apoi vine conferința de mediu unde suntem amândoi implicați, pe care ne dorim să o ținem la Facultatea de Agronomie, care iarăși va explica Cojo despre ce va fi. Vom mai avea conferințe pe startup-uri, pentru că la noi în România piața de startup-uri este atât de interesantă, este, cum să spun, este pur și simplu, mi se pare că nu... Noi încă nu știm să ne folosim de ea, sunt atât de mulți străini, peste tot pe unde mă duc, mă întreabă oamenii, cum este piața de startup până în România? Și eu mereu le zic, este foarte bună. Și vin străini să-și deschidă și noi, momentan, nouă încă ne este frică de această parte antreprenorială. L-am avut aici, scuze, m-a invitat pe Andrei Nicolae. Da, domnul. Și da, domnul, da, Andrei Nicolae, da. Și mi s-a părut... că a avut un curaj extraordinar să-și înceapă propria afacere și să o ducă așa la un grad de excelență la nivelul nostru, acum este minunat și faptul că este dedicat copiilor și îi ajută, iar mi se pare minunat. Cum ar fi, Andrei, să ai propriul tău startup? Un challenge asta. Un challenge, nu? O să fiu sigur, da. Va fi greu, pentru că simt că n-am încă un bagaj de noțiuni în spate care m-ar ajuta să duc startup-ul ăsta să aibă succes. Dar cred că nu poți să capeți aceste abilități de, sau cum poți să le numești, fără să încerci. Uh-huh. Adică mi se pare că ar trebui mai întâi să încerc să-mi formez propriul meu startup. Auzi, măi, Andrei, dar cum a fost viața ta până acum? Sunt foarte curioasă. Că acum, cred că anul ăsta ai început să capezi curiozitatea pentru cluburi, anul ăsta? Da, pentru conferințe. Bun, dar până acum cum a fost viața ta? Mult mai, nu neapărat simplă, mult mai altfel. Până acum am fost focusat doar pe olimpiade, pe performanța școlară. Extracurricular acolo pe aici pe acolo, dar nu foarte mult. Mai mult să ies cu prietenii și așa, adică pe partea asta. Dar acum îmi place foarte mult și chiar apreciez și un regret și foarte mare pentru mine că nu m-am implicat mai devreme. Și da, sper să, măcar acum cât timp mai am până la facultate și normal și bineînțeles și la facultate dacă se poate, să mă implic cât mai mult în acest domeniu. Dar ce te determina pe tine, omul de știință, preocupat de cunoașterea concretă și de munca aceea, că
să fim serioși, că muncești foarte mult pentru faptul că ești în clasa de olimpici. Îți trebuie multă muncă. Am avut de la tine doi colegi invitați olimpici și m-au impresionat fabulos. În primul rând m-au impresionat prin modestia pe care o au, prin inteligența strălucitoare și prin determinare. Adică amândoi au spus că nu li se pare greu pentru că fac cu pasiune ceea ce fac. Clar, că altfel n-aș face. Foarte puțin, aproape nimeni nu cred că ar munci cât am muncit noi pentru olimpiade în general sau pentru orice, dacă nu ne-ar place să o facem. Pentru că nu e cazul. Și e foarte greu să o faci. Nu poți să excelezi în domeniu dacă nu-ți place. Asta mi se pare ceva necesar pentru orice vrei să faci în viață. Și luăm o mică pauză publicitară și vom reveni. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri, naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre bloggeri și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de... Și acum că ne-am întors din pauza publicitară, Andrei, ce te-a determinat să te orientezi către acest gen de activități? Inițial am făcut-o doar pentru CV-ul pentru facultate. Dar după aceea, odată ce am prins gustul acestor conferințe, primei conferințe pe care am avut-o să particip, Banca Mondială, mi-a plăcut foarte mult, tot stresul acela, tot grăbitul, toată adrenalina pe care ți-o induce atmosfera în care te afli, m-a determinat să continui să fac acest lucru. Și regret că n-am făcut-o mai devreme, cum am zis mai înainte, dar măcar acum cât am timp să o fac cum trebuie și să mă implic în mai mult. Către ce domeniu te orientezi? Ce vrei să faci mai departe? O întrebare foarte bună. Momentan încă sunt determinat să mă duc pe computer science. Uh-huh. Adică, indiferent ce voi face în viitor, voi face ceva legat de computer science. Acum mă gândesc să fac business cu computer science sau ceva de genul. Poate puțin chiar și pe partea asta de mediu. Uh-huh. Am găsit niște programe la facultăți. Dar nu sunt sigur. E uh-huh. ceva la care trebuie să stau să mă gândesc. Cred că o parte sau un câștig al organizării conferinței este și că te-a ajutat să te
să te descoperi că poți să faci asta. Da, da, mi-a deschis orizontul. Știi că la un moment dat e incredibil. Adică zici, băi, pot eu să fac asta, dar când faci asta cu adevărat, stai așa și te gândești, ia uite, am făcut, am reușit, e super tare. Altceva. Deci, practic, ești provocat să faci și altceva. Dar voi doi cum v-ați întâlnit? Noi doi ne-am întâlnit la Banca Mondială prima oară, numai că eu eram în echipă de mai mult timp, Cojo a venit în echipă în momentul în care a și venit la Daniela și atunci ne-am relaționat foarte mult. Eu eram pe parte de media, de vorbit cu lumea, în sfârșit Cojo ne ajuta mai mult pe parte de sponsor, financiar, da. Aici vorbesc nu financiar de el a sponsorizat, ci a căutat sponsor pentru conferință. Și în sfârșit nu am relaționat prea mult, iar după aia am fost plecat în vară și ne-am reîntâlnit cu ocazia conferinței pe care el vrea să țină pe mediu. Când am fost întrebată dacă vreau să mă duc, am fost întrebată de Daniela, coordonatorul și mentorul nostru. Hai să-i spunem, Daniela, mulțumim Daniela Boldrei pentru tot ceea ce faci pentru copiii ăștia, deși ea nu așteaptă aceste mulțumiri, dar chiar le merită, da? Asta e cel mai frumos, un om să nu aștepte să-i mulțumești și totuși să o faci. În toate speech-urile noastre oricum este menționată, pentru că adevărul e că oricum, nu că noi nu ne-am fi întâlnit, nu am fi făcut nimic dacă nu ar fi fost doamna Daniela Boldrei care să aibă încredere în noi și să ne ajute să o facem, pentru că nu are legătură doar cu încrederea. Mm-hmm. Ne-a arătat pas cu pas cum să facem lucrurile. Păi îmi povestea că inclusiv cu florile, ați avut aranjamente de flori în culorile... Nata, da? Așa mi-a povestit, da. Că a fost totul așa, ca la detalii, da. Și asta v-am să continui cu Marsilia. Am fost împreună în Marsilia la IUCN. RIUCN, acest Romanian adăugat, se inspiră această conferință mediu din conferința mare. Am fost acolo, am avut norocul să se țină în Franța, pentru că până acum s-a ținut în alte locuri ale lumii, nu s-a ținut niciodată în Europa. Am fost acolo ca reprezentanți ai conferinței noastre. Ne-am făcut cărți de vizită ca să ajungem și noi la mesele oamenilor mari. Așa. A fost o experiență foarte frumoasă. Și ați fost amândoi? Da. Am fost o echipă de 5. Și acolo ne-am împrietenit mai bine, pentru că, într-adevăr, eu am ajuns în punctul în care nu mă mai împrietenesc doar pentru a ieși la o cafea sau pentru a avea plăcerea de a sta cu cineva, cât și pe interesul tău propriu-zis, adică ce aveți în comun, nu? Da, într-adevăr, și fiind o parte de mare a vieții mele, aceste conferințe fiind, cred că am ajuns în punctul în care să mă împrietenesc foarte bine cu familia pe care mi-am creat-o la Daniela. Uh-huh. Adică ei îmi sunt prietenii. În afară de asta sunt amici, colegi, dar ei sunt într-adevăr prieteni și știu asta 100%. Știi, de multă vreme și eu cred că școala ar trebui să, sau are nevoie să îi orienteze pe copii pe interesul profesional. Adică, ok, eu sunt pasionat de mediu, foarte bine, în școală ar trebui să existe un club unde eu să activez. Eu sunt pasionat de teatru, trebuie să existe un club în care să pot să activez. Eu sunt pasionat de, nu știu, jurnalism. Părerea mea este că e vremea triburilor, adică asocierea oamenilor în funcție de interesele pe care le au și în felul ăsta se ajută și să se dezvolte unul pe celălalt. Și vă povesteam cum am fost surprinsă de o propunere a copiilor noștri în condițiile în care eu mă gândeam în același timp să fac pentru ei un club pentru mediciniști și deja începusem să sun, să aranjez, să vină invitați sau așa și vin două fetițe cu o propunere scrisă, știți, noi am vrea să facem Razer Medics, cred că se numește, club de pentru mediciniști și se adresează celor de clasa 11 și de clasa 12 și m-a surprins faptul că nu vor numai invitați ca să le vorbească așa cum gândisem eu, ci vor să facă și pregătire, să învețe unii de la alții. Și aici mi s-a părut și am întrebat, bine, dar de ce? De ce asta? Că până la urmă fiecare faceți meditații pentru medicină. Da, este mult mai profundă învățarea când învățăm unii de la ceilalți. Asta clar și mai e și nevoia de comunitate. Cu toții, eu cel puțin am simțit foarte mult timp nevoia de a-mi găsi o comunitate și nu mi-am găsit-o până nu s-a ajung la Daniela și o zic cu mâna pe inimă, adică e foarte real pentru că se văd lucrurile astea în momentul în care ai o echipă cu care să lucrezi.
lucrurile merg mai bine. Și aici vorbesc și pe partea de a învăța pentru un examen și, într-adevăr, ajută partea asta și pe partea organizațională, în sensul că pe noi ne pasionează organizarea în momentul de față, ne pasionează și subiectul, dar eu, de exemplu, că tot veni vorba de medicină, am fost în organizarea Romanian Conference WHO, o conferință tip OMS. Asta a fost anul trecut, cred, nu? Anul trecut și vine chiar acum a doua ediție, chiar în vreo 2-3 săptămâni, cred. Și eu am fost în organizare, eu nu am avut nicio treabă cu medicina, nu m-am gândit niciodată să dau, nu m-a interesat niciodată. Însă a fost fix partea de organizare care m-a atras. Am avut atât de mulți oameni în echipă care nu aveau nicio legătură. Artiști am avut în echipă, am avut în echipă oameni care erau pasionați de partea asta de business, pentru că până la urmă nu e vorba despre ce faci, pentru că dacă vrei să fie despre asta, te duci ca participant, ci mai mult despre leadership, despre a aduce într-adevăr schimbarea în comunitatea ta și în loc să stai să aștepți să-ți dea școala, când vezi că nu-ți dă, să-ți dai singur. Când vezi că nu-ți dă, da, interesant, să stai singur, nu? Ok. Cum e ideea asta de școală care să-ți ofere materiile necesare de care tu ai nevoie pentru că urmează să dai niște examene, pentru că vrei să te profesionalizezi, să te specializezi pe ceva, și școală care să-ți ofere și alte activități? Cum o fi, Andrei? Mi se pare că un rol foarte important ar trebui să aibă consilierul școlar. Și momentan în școli mi se pare că sunt ori prea puțini consilieri școlari, gen o persoană la 700 de elevi, ori consilieri școlari dezinteresați, care nu se implică. Mi se pare că un consilier școlar, sau cel puțin pe parcursul anului, preferabil în primele luni ale școlii, ar trebui să vorbească cu fiecare elev. Mai ales în clasele astea a 10-a, 11-a, 12-a, când deja elevii au deja o idee despre ce vor să facă pe viitor. Ar trebui să ia pe fiecare în parte, să discute cu el. Pentru că ai inteligenție, când ești cu toată clasa, de obicei poate nu ești așa, nu te ținți la largul tău ca să povestești despre ce vrei să faci tu în viitor. Dar când ești într-un spațiu așa izolat, doar tu cu o persoană care, să zicem, știi că o să-ți păstreze informațiile astea personale, nu o să le zică nimănui, te deschizi și spui, da, aș vrea să mă duc pe computer science, pe medicină, pe politică, pe ce ai vrea tu să faci. Și, da, trebuie să fie toate informațiile astea pe care consiliul școlar le ia de la elevi, anonima sau nu, le dă mai departe la conducerea școlii. Și acolo conducerea școlii trebuie să se ghideze ce vrea să facă. Că degeaba face conducerea școlii ceva ce nu trebuie făcut sau nu e nevoie să fie făcut. Da, care nu e de interes pentru copii. Că ei consideră că au făcut ceva, dar de fapt nu e de interes și degeaba l-au făcut. Mai degrabă fac puține chestii care sunt mai de interes decât mai multe care nu capătă sau nu câștigă interesul. Și care până la urmă se transforme într-un, apropo de ce zici tu, duc ideea mai departe, pentru fiecare copil ar trebui să existe un plan de dezvoltare personală. Clar. Adică, ok, dacă tu vrei asta, pașii care ar trebui făcuți pentru a atinge asta sunt ăsta, 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 ăsta. Adică, într-un fel, să aibă și un parcurs pe care să-l urmeze cu niște obiective clare, cu niște termene de îndeplinit. Da, dar asta este aspectul ideal. Nu ne împiedică nimeni să visăm la aspectul acesta. Cum e să fiți tu de la ICHB și tu de la Saba? Adică, împreună într-un... Cum o fi? Există rivalitate între licee? Așa puțin, mai zice Alexandra, că Saba e liceul cel mai bun. Așa zice Alexandra? Eu pot să o contrazic. Și eu. Subiectiv vorbind, deci nu că n-ar fi, da? Subiectiv vorbind. Ce pot să zic? Astea sunt glume pe care le avem noi între noi. Măi. Așa? Dar nu, niciodată n-am simțit asta cu nimeni. În sensul de, acum nici eu nu sunt foarte patriotă cu liceul meu, dacă fac glumele astea, real sunt glume. Dar noi cred că am trecut de mult, noi cei care organizăm aceste conferințe, cred că am trecut de mult de a ne simți superiori. Da, nu doar superiori, cât să ne simțim că toată personalitatea noastră stă în ce liceu suntem, ce haine purtăm, în ce grupuri ne învârtim, adică noi suntem oameni până la urmă și avem oameni din atât de multe licee, adică, de exemplu, cred că sunt singura din Sava care e acolo. Avem oameni din Lazar, avem oameni din Viteazul, ICHB, avem destul de mulți. Vianu, cred că aveți din Vianu. Da. Avem foarte multe licee și cred că niciodată nu ne-a interesat pe niciunul. Singurul mod în care ne-a interesat, de fapt, este care licee e mai aproape de care, ca să ne întâlnim la mijloc la o cafenea, să stăm să ne lucrăm împreună. Adică nu ne-a interesat ca statut, pentru că, până la urmă, inteligența, oricum știm cu toții că nu se vede evaluarea națională, unul la mână. Așa. Și doi la mână, noi nici nu am căutat
olimpici unul în altul, să zicem. Adică noi ne-am căutat ca oameni. Eu pe Cojo niciodată nu l-am văzut de fiind olimpic la matematică, de exemplu. Adică nu ți-a fost așa. Ia stai că mă pun acum să fac o integrală. Da, sau permutări și eu nu mai știu să fac sau nu știu să fac, da? Dar nu, eu mereu l-am văzut și sper că și el la fel pe mine, eu mereu l-am văzut ca om. L-am văzut drept având calitățile umane de care ai nevoie când organizezi un lucru, cum ar fi empatie, cum ar fi acel decision maker pe care trebuie, în rolul căruia trebuie să fii, pentru că important este să iei decizii spontane și decizii bune, a fi un om responsabil. Așa că prea puțin cred că ne-a păsat de lucrurile celelalte. Auzi, Andrei, dacă când ai ajuns tu prima dată, te-ai simțit integrat din prima, mai simțit, te-ai simțit stingher, cam cât a durat să te integrezi și care a fost temerea ta cea mai mare? Nu pot să zic că am simțit stingherit. Integrat nu neapărat, pentru că cum am ajuns acolo, am văzut pe toți așa foarte în largul lor, foarte natural. Nu părea că sunt în public, că sunt persoane pe care nu le cunosc pe lângă ei. Ei între ei erau așa foarte, nu știu, ca și cum ar fi fost la ei acasă. Se simțeau ca ei la acasă și mi s-a părut foarte ciudat. Eram ok, oamenii ăștia sunt ciudați, nu prea vreau să mă împrietenesc cu ei, stau departe, treaba mea și după aceea ne vedem fiecare de drumul lui. Dar, na, văzut-mă cu ei de mai multe ori, în fiecare zi, aproape, mă duceam foarte des la început, am început să mă apropii. Și, na, n-am putut să rezist să nu mă apropii de ei după aceea. Dar școlile voastre știu ce faceți voi? Nu. Nu sunt mândre de voi? Nu pot să cred. Duc mingea în teritoriul meu acum. Eu, sincer, vă zic, nu am de ce să mint, pentru că până la urmă ies dintr-un sistem și îmi doresc ca acest sistem să se schimbe, pentru că îmi doresc ca în cazul în care voi avea un copil în țara asta să nu treacă prin ce am trecut eu. Bravo! Așadar, prefer să zic lucrurilor pe nume într-un mod formal. Eu vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu sunt... Oamenii ca mine, cel puțin, sau oamenii cu acest tipul de proiecte nu sunt bine primiți în sistem din simplu fapt că nu se încadrează. Într-un anumit sistem, te rog. Da, așa, într-un anumit sistem. Așa. Ideea... Dar microsistem, ca să nu... Da, da, da. Într-un microsistem. Într-un da. Microsistem. Și este exact chestia de eu transpir atât de mult pentru proiectele astea, învărs inima, învărs lacrimi, adică sunt pur și simplu, eu sunt o persoană foarte pasională și atunci îmi pun tot sufletul în ele și este urât să se uite cineva în ochii tăi și să vadă că, să se uite cu tine, la tine cu dispreț, să nu aprecieze, nici măcar să nu vadă cât de mult ai încercat tu. Și atunci pur și simplu prefer să taci din gură. Eu asta am preferat foarte mult timp, adică școala mea cel puțin nu are nicio idee de proiectele pe care le fac, pentru că în momentul în care a aflat, de unele dintre ele, măcar de toate, pentru că n-am mai avut curajul să le mai zic pe restul, în momentul în care a aflat, s-a uitat la mine întrebător, cumva, și nu a putut să vadă munca pe care am făcut-o, a preferat să vadă lipsurile pe care le-am avut în ciuda lucrurilor bune pe care le-am făcut. Așadar... Adică în principal absențele, nu? Da, absențele. Eu am absentat foarte mult anul trecut, mai ales în ultima perioadă și, sincer, a fost și cu bun sens, pentru că, până la urmă, a fost un an de școală online în care nimeni n-a înțeles nimic, profesorii nu s-au adaptat la sistem, din păcate, atât de bine pe cât trebuiau cel puțin profesorii mei și atunci era o bramburară totală, adică eram obligată să fiu la niște ore de curs din care nu înțelegeam absolut nimic. Și nu eram lăsată... Nu pot să repet ce mă întreabă colegul meu în cască, așa? Da. Și nu eram lăsată să îmi dezvolt pasiunile pe care voiam să mi le dezvolt. Așadar, am preferat să o iau pe drumul meu și sunt foarte mândră de el. Acum nu rog lumea să absenteze în vreun fel pentru că nu e normal. Nu, că nu este normal, însă trebuie să existe un echilibru. Sincer, da. Mm-hmm. Asta clar, sunt de acord. Un echilibru și eu... Sunt de părere că poți să înveți oriunde până la urmă, dacă îți dorești și poți să înveți și singur, poți să înveți și în clasă, însă ce faceți voi chiar nu poți să faci oriunde și e foarte important să aveți și genul acesta, poate chiar mai important să aveți și genul acesta de experiențe. Andrei, școala ta știe ce faci tu? Da, asta pot să zic că ar fi o parte bună a școlii mele și pe care o apreciez. Avem un consiliu școlar foarte implicat cu fiecare elev care există, cel puțin bine pe generație sau cu cei din clasa mea, care ne întreabă mereu, ne și sună și mi-e foarte, pare interesat. Acum nu știu cât de adevărat e, dar mie mi se pare că făcând, fi nevoie să fac asta, e cât de cât interesant de ce face. Nu ne susțin foarte tare, adică nu pot să zic că ne scuză absențele sau așa, tot comentează, gen, sunt supărați faptul că acceptăm, dar măcar știu lucrurile pe care le facem și
puțin acolo apreciez faptul că și ei le apreciază la rândul lor. Și că măcar ne întreabă dacă facem ceva. Că asta mi se pare cel mai important. Un minim de interes. Da. Acum știi cum e, cum zice Alexandra, ne dorim să se schimbe și asta nu se poate schimba peste noapte, dar sunt convinsă că vor veni oameni care vor aduce un suflu nou și o mentalitate diferită, pentru că până la urmă fiecare e tributar unei mentalități și e greu la o anumită vârstă să schimbi, foarte greu, atât timp cât tu nu consideri necesar să te schimbi. Și până la urmă cred că e și greu să consideri necesar să te schimbi dacă tu până la urmă livrezi un conținut științific, te aștepți ca copilul să fie acolo, să învețe, să își ia nota, adică e un parcurs și când nu este urmat, atunci copilul iese din sistem, ca să zic așa, și nu e bine să ieși din sistem. În viziunea unora, nu criticăm, înțelegem, adică înțelegem, dar e și nevoie de o schimbare, de aceea ce nu găsiți probabil acolo, găsiți în altă parte ca susținere, zic eu. Și cred că e foarte important și să împărtășiți cu colegii voștri totuși, Alexandra, Acum cred că depinde și ce fel de colegi ai. Eu am norocul să am cea mai bună prietena mea este într-adevăr în aceeași clasă cu mine și o să vorbesc puțin și despre ea pentru că o să vă arăt și partea academică a lucrurilor. Ea este debateriță, a fost în lotul național, în sfârșit este foarte bună pe ceea ce face. Debate-ul care deși... Cred că o cunosc, e copilul care a fost la mondiale cu copilul nostru. Nu știu care este, despre care aveți un copil de la voi. Elena Rădulescu. Cred că da. Sunt două fete din Sava, Elena Rădulescu și Tania și este și prietena mea, Alexia Matei. În sfârșit, Alexia Matei, cea de care vorbesc, deși debate-ul încă nu este considerat o chestie atât de academică, este oricum mult mai academică considerată așa în viziune decât organizarea de conferințe momentan. Ideea este că Alexia este o fată foarte deschisă la minte. Pe mine Alexia m-a susținut în tot ce am făcut și m-a ajutat. Pentru că eu îmi conștientizez mie plusurile, dar îmi conștientizez și lipsurile. Îmi dau seama că ea, făcându-și atât de mult research pe tot ce își face, știe mult mai mult ce să vorbească pe partea academică decât mine, pe părțile pe care eu le organizez. Și în același timp și ea se uită la mine în ajutor pe partea aceasta de organizare în loc, adică să organizeze evenimente în care ea să poată să își arate într-adevăr calitățile. Așadar, este un lucru în echipă. De asta e foarte important să împărtășești cu colegii. Numai că în punctul în care colegii tăi sunt în majoritatea timpului interesați de drumurile deja bătătorite de mult, mult timp la noi în țară, nu este interesant pentru ei. Nu vor să afle. Adică doar de academic, cum ar fi mediciniștii, cum ar fi, da, nu? La asta te referi. Dar să știți că eu am întâlnit și mediciniști, o fată, Delia Ghică o cheamă, sau Dan Crăciun de la noi din organizarea asta de conferințe, mediciniști care vor să facă ceva. Adică doar pentru că vrei să studiezi medicina nu înseamnă că trebuie să stai și să înveți zilnic pentru medicină. Poți să organizezi lucruri care să le arate într-adevăr copiilor ca tine ce înseamnă medicina și să înveți și tu prin ele. Deci eu nu vreau să pun niciodată stereotipuri pe oameni. Vai, tu vrei la poli, tu vrei la medicină, pentru că până la urmă poți să faci lucruri minunate și la noi la medicină și la poli. Contează doar să vrei totuși să lași puțin și pentru comunitatea ta. Să nu faci doar pentru tine. Dacă tot înveți, învață și pentru alții. Cum e, Andrei? E important să împărtășești și cu colegii tăi ce faci? Da, mi se pare foarte important. Poate un defect al clasei mele, noi am fost foarte secretoși. Aha. A fost, fost în competiție. Da, competiție, să nu știe cine face cu cine pregătire, unde merge pentru facultate, că toți suntem pe informatică, la facultate de tot vrem să mergem. Să nu știe cu cine facem, unde facem, așa. Dar, din nou, la fel ca Alexandra, am avut noroc cu capetul meu cel mai bun să fie în aceeași clasă cu mine, Alex Călinescu. Și el, de la fel, pot să zic, ne asemănăm cu partea asta că nu suntem, că ne-am extins orizonturile, ne-am dus și către alte domenii. El și-a deschis propriul lui business pe domeniul acesta al ospitalității și a mers foarte bine și mă mândresc cu faptul că i-a mers și că e prietenul meu. Și, na, chestia asta care îmi diferențiază de restul clasei și poate de restul oamenilor de la noi, din mediul în care stăm mare parte din viața noastră sau am stat până acum, ne-a apropiat și asta cred că a fost un factor important. În rest, cu ceilalți, niciodată nu m-am ascuns. Mereu, dacă m-a întrebat cineva, le-am zis.
Da, v-am întrebat pentru că modelele, e nevoie de ele și copiii își găsesc foarte ușor modele, mai ales printre copii, sau în ultima vreme, mai ales printre copii. Eu am văzut la noi că s-au înființat în ultimul an destul de multe cluburi. Fosta ta colegă Maria Ferăstrău a avut ideea de a înființa Justice Club, ceea ce mie mi s-a părut fabulos și funcționează fantastic, cu invitați din afară, profesori universitari care vin să le vorbească copiilor. Mi se pare fabulos ce face ea acolo și sunt extraordinar de mulți copii interesați și după modelul ei a venit la mine un copil să mă întrebe: dați și mie datele de contact ale Mariei, aș vrea să știu cum funcționează un club de ăsta, cam care ar fi pașii ca să funcționez, să înființez și eu unul. Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea asta lui și nevoia de a învăța totuși de la Maria cum se fac lucrurile și am constatat că modelul Mariei poate fi ușor replicat de către colegi. Acum vrem să înființăm un club de economie. V-am zis, am multe, deci deja sunteți și o să revin la, să vă mai povestesc ceva, un club de economie și i-am dat copilului datele de contact ale Mariei să vadă cum se face un club și ce trebuie să ai pentru un club și cât să fie în organizare și bun. Și apropo de, și asta o să vă las apoi pe voi să îmi răspundeți la următoarea întrebare, acum generația asta de a noua, deci a fost bătaie pe, au fost atât de mulți care și-au dorit să se înscrie la toate cluburile pe care le avem, încât pentru prima dată în viața mea am văzut un copil care avea așa o listă foarte lungă, că se ducea la interviu, deci după ce trecuse de toate procedurile de selecție, avea interviuri și avea și pentru DBA și avea și pentru revistă și avea și pentru trupa de teatru și avea și zic ok, dar trebuie să înveți să le manageriezi pe toate, că asta nu e așa de simplu. Da, sunt convinsă că poți sau să... Deci mi s-a părut minunat interesul pentru așa ceva. Și acum, pentru că mai avem puțin, vreau să revenim un pic la titlu, un minut jumate. Titlul a fost despre muncă, da, implicare, experiențe de viață și despre sensul vieții. Toate astea așa, într-un cuvânt, Alexandra, pentru tine ce înseamnă? Pentru mine înseamnă speranță. Înseamnă speranță? Înseamnă speranță pentru că făcându-le pe toate și avându-le pe toate, sper la ziua de mâine și la cum voi fi eu în ziua de mâine. Toate acestea mă formează. Așadar, sper să fiu mai bine, mai bună, mai deșteaptă, mai înțeleaptă. Interesant. Andrei? A zice filozofia. E vorba de filozofia vieții mele. Filozofia pe care fiecare persoană bănesc că și-o formează de-a lungul propriei vieți. Toate experiențele prin care au trecut, tot ceea ce gândesc, sensurile pe care le găsesc în orice lucru pe care îl găsim pe stradă, în viața de cotidiană, oricând, lucrurile pe care le ducem, lucrurile pe care, nu știu, îi descoperim la alții sau la noi, toate astea se formează în propria noastră filozofie. Și mi se pare important ca această filozofie să reușească să ne descrie cât mai bine. Adică noi să ne fi descoperit suficient, astfel încât filozofia noastră se poate să ne descrie complet. Vă mulțumesc din suflet, din păcate emisiunea se încheie, mulțumesc pentru tot ce faceți voi și eu plec cu ideea de speranță de aici. Și sper că și dumneavoastră, stimați telespectatori, plecați cu aceeași idee că acești tineri totuși ne vor schimba destinele. Până data viitoare, vă urez vizionare plăcută!